noi dezvăluiri cutremurătoare despre ororile din Spitalul Sfântul Pantelimon în capitală. 30 de pacienți morți, atenție, într-un singur weekend, alții decât cei care au declanșat scandalul public. Decedații au scunși și pitiți în morgi mobile. Vă prezentăm o nouă anchetă despre Spitalul Groazei și intrăm în legătură imediat directă cu Cătălin Antochi, șeful site-ului cetățeanul.net și cu Iosefina Pascal, pe care o și vedeți în direct. Hai să vedem materialul. Afacerea morții sau cum au ajuns firmele de pompe funebre să căpușeze spitalele din România. Vă prezentăm detalii despre mafia care acaparează până și morții, decedați ascunși și pitiți în morgile mobile de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Primul care a tras un semnal de alarmă a fost președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, care a vorbit despre situația deceselor de la Spitalul Sfântul Pantelimon pe 12 aprilie 2024. A mai fost o situație când am primit telefoane de la pacienți internați în spital, aparținători, dar și de la infirmieri, asistente medicale și chiar un medic, care mi-au spus că miroase în spital a cadavre umane, mai ales că vine mirosul de la morgă. Și într-adevăr așa era. În apropierea morgii era și o auto utilitară pentru transport persoane decedate cu un număr mai mare. Morga spitalului era plină, am înțeles până la urmă, erau și pe jos pe podea depozitate cadavre. În spital ar fi existat 46 de decese. M-a șocat pentru că eu am situația deceselor în general la spitale. Acest număr nu s-a mai întâlnit decât în perioada pandemiei, iar la acest spital nici măcar în perioada pandemiei nu mureau atâția oameni. Misterul morților dispăruți despre care vorbea președintele Asociației Naționale a Protecției Pacienților, Vasile Barbu, a fost elucidat. Au murit 30 de pacienți într-un singur weekend la Spitalul Sfântul Pantelimon. Publicația cetățeanul.net a obținut și publicat lista celor 30 de pacienți decedați în weekendul 19-21 ianuarie 2024. La o primă vedere, pe lângă situația halucinantă a celor 30 de decese într-un timp atât de scurt, putem observa că unii dintre pacienți au murit chiar la aceeași oră, la câteva minute distanță. Cine s-a ocupat de preluarea acestor decedați? Aceeași firmă omniprezentă în cam toate spitalele de urgență din București. Sincere condoleanțe SRL, adică firma de pompe funebre care ar avea un reprezentant permanent chiar în interiorul Spitalului Sfântul Pantelimon la etajul 4 al spitalului. Firma de pompe funebre Sincere Condoleanțe SRL este cea către care aparținătorii sunt direcționați chiar de către cadre medicale pentru efectuarea tuturor serviciilor funerare. Firma Sincere Condoleanțe SRL se laudă ca fiind singura firmă de pompe funebre care deține o morgă privată, respectiv o morgă mobilă. Ai crede că o firmă care are atâția potențiali clienți, 30 într-un singur weekend, alți 17 în câteva zile, ar avea un profit mare, având în vedere prețurile ridicate ale serviciilor funerare pe care le oferă. Analizând datele financiare ale firmei Sincere Condoleanțe SRL, putem observa că situația nu este deloc bună. Un singur angajat, 229.000 de lei cifră de afaceri în anul 2022, fără profit și 37.000 de lei datorii. Firma Sincere Condoleanțe SRL a fost înființată în anul 2015, după ce firma Condoleanțe SRL a intrat în faliment de familia Andrei, mai exact de către Aurel Andrei și Andreea Andrei. Administrator este Andrei Cătălin. Putem concluziona că vorbim despre o afacere de familie în domeniul pompelor funebre, o afacere care nu este generatoare de profit. Ne întrebăm dacă într-adevăr nu este un business profitabil sau dacă nu cumva se lucrează la negru. Firma Sincere Condoleanțe SRL de ține și o firmă de producție de produse de panificație, pe care activează site-ul colivarie.ro.